Festivalul Bucură-te Românie se află la a patra ediție, iar de data aceasta va fi organizată la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Tradiții, obiceiuri, dar și mai multe istorisiri despre ea tradițională din zona de nord a județului Mehedinți veți putea afla pe data de 24 iunie de la Tania Lain, șeful secției organizare, evenimente și expoziții. Pe lângă folclorul moștenit de mehedințeni și de români, ea românească spune o poveste nescrisă cu care se identifică poporul român și arată truda, devotamentul și priceperea celor care le-au cusut. Tradițiile și obiceiurile din zona de nord a județului Mehedinți vor fi redate în ansamblu cu ocazia Zilei Internaționale a ei, în cadrul unui eveniment deosebit prezentat de Tania Lain, șeful secției Organizare, Evenimente și Expoziții, care va avea loc vineri seara pe data de 24 iunie la ora 18:30 în curtea Muzeului Regiunii Porților de Fier. Ne pregătim intens pentru vineri 24 iunie, începând cu orele 18:30, atunci când va avea loc cea de-a patra ediție a festivalului Bucură-te Românie, festival dedicat Zilei Universale a ei. Cei care vor fi prezenți aici se vor putea bucura, să zic, de o mică parte din colecția pe costume populare privată a doamnei Nina Predescu și de asemenea de prezența unor artiști consacrați ai județului Mehedinți care vor urca pe scenă să ne cânte și să ne încânte. Ea tradițională, piesa vestimentară pe care românii o poartă cu mândrie oriunde și oricând, este sărbătorită în fiecare an pe data de 24 iunie. Bucură-te Românie marchează această zi și este un eveniment plin de culoare, folclor și tradiții moștenite.